Prieteni, voi sunteți pe canal Sofia Show și like Sara! Și fetele singure s-au împodobit deoarece noi astăzi așteptăm oaspeți! Da. Și uitați-vă cum îi așteptăm noi aici. Singure și-au făcut cofură, iată așa, da? Avem potop în casă. Deci eu m-am făcut baie și când colo apa a început să curgă de aici. Deci am mers așa în toată camera, în coridor. Ne-am speriat foarte tare, am strâns cum am putut și acum așteptăm meșterul să vină. Meșterul odată cu oaspeții, cred că o să da. Vină. Da, oaspeții. Da? Și fetele, deoarece eu nu am avut timp, ele singure și-au făcut astea. Ce coafură și-a făcut să fie o codiță mai jos, una mai sus. Ce fuste, s-au împodobit, deci noi așteptăm, da? Da. Nicola se simte cam rău, să vă arătăm aici. Are alergie, uitați-vă. Cuciu, Cuciu, și cine vine la voi astăzi? Edic! Edic și cu Eva, da, verișorii voștri, pentru prima dată vin aici la voi, da? Chiar pentru prima dată vin la Chișinău la voi, da? Acesta este cadou pentru Edic, să fie deja pregătit, este un ceas, da? Da? Așa, dar tu ce ai pregătit, Sara? Nimic. A pregătit, iar eu știu că a pregătit. Ce sunt acestea? Computer. Laptop, da? Este un laptop făcut de Sara, un ceas și harbuz. Da? Și Nicolas vrea laptop. Sara? Eu tot am, dar nu știu unde am pus. Gata, ți-ai desprins părul? Da. Deci oaspeții trebuie să vină foarte repede. Apă în casă nu avem. Da. Deloc nu avem. Deci s-a spart acolo țeavă și nu avem apă în toată casa. Deja cabina aceasta de duș am dat-o la o parte. Curge apa de pe aici, de undeva. Iată, de aici de jos, iată. E vin. Da. Cu aceste două prosoape eu am strâns apa. Unde? Unde te duci tu, expert? Ești meșter. Iată așa frumos să întâlnim oaspeții. Tata a gătit ceva, cărniță. Da. Să vedem unde este ea. Ai ascuns-o bine, bine? Aici? Aici ai ascuns-o? Cu Nicolas. Covoarele acestea din baie sunt ude. Totul este ud. Unde este carne? Chiar nu este. Aici era. Aici era carne. Iată, uitați ce cărniță gustoasă face tata pentru oaspeți, da? Și vedru noi. Voi să vă uitați doar cum eu o să mănânc. Eu! Cine este pape? Nic. Bine că am reușit să spălăm ceva rufe și că am reușit să ne scăldăm cu toții, pentru că nu se știe când o să fie următoarea șansă să ne scăldăm și să spălăm. Pentru că astăzi este duminică și meșterul ne-a promis că vine, dar nu se știe. Prima dată astăzi am înșirat rufele aici la balcon. Deci nu la balcon, ci afară. Uai! Da, Nicola? Prima dată și foarte repede s-a uscat. De obicei le usuc aici, așa, pe uscătoarele acestea, dar... Și am reușit, deci astăzi să spălăm mult. Poate de asta și s-a spart țeava, pentru că am făcut prea multe lucruri cu apa. Ce? Sofia. Am scăpat o cleaștă, sau cum se numește aceasta, jos. Bine că... cap? Nu, tamanul doamnă pe urmă, după asta a trecut. Deci astăzi mergem să o găsesc, pentru că este una dintre acestea frumoase. Dintre acestea noi. Și a căzut acolo jos și s-a lovit de condiționerul cel de jos. Și a sărit, nu știu unde am tufari. Scot la balcon. Dar tu ești aici!
fie. Mamă, voi! Veniți aici! Noi ne aruncăm cu clește în cap! Veniți aici! Așa, voi niciodată să nu vă băgați aici la fereastră, bine? Sofia s-a gândit că dau ștergarul jos. Da, e ceva nou. Ceva nou, da. Deci niciodată să nu încercați să ieșiți aici cu capul în fereastră. Este da. Foarte periculos. Da. S-a întâlnit toată gașca și deschid cadourile, da? Da. Ce cadouri ați primit voi? A venit da. Și meșterul tot odată. Da. Cum noi ai zis și da, tot odată au venit, da. Cum ai zis, așa și este. Dă-mă ia. Cosmetica. Nu stați să mieste, zic. Sara! Eva! Sara! Opa! Stai! Ce faceți? Puțină liniște, tata cu Edic și cu meșterul Edic mare, da? Tata lui Edic, tot este Edic. S-au dus... Salut! S-au dus cu meșterul să cumpere țevele. Da. Și acum este liniște, dar până acum era parcă eram în singura casă, da? Da. Gălăgie, fiecare care și încotro. Uitați-vă ce se face aici. Ce cârpă urâtă era acolo. Da. Fetele, ce fac, fetele? Vă jucați? Da. Evi! Piviet! Piviet! Salut! Piviet! Privet, asta este salut. Salut, da? Privet în limba rusă. Evi este încântată de jucăriile voastre, da? Asta eu, cadou. Cadou ai făcut, da? Amus, o să aduc. Edic și cu Sofia au construit școală care se numește Școala Land. Cred că Școala Land, clasa 1-a. Cine a dărâmat școala? Nicolas. Nicolas, te rog, nu trebuie. Dar voi de ce la școală mâncați? Acum, e recreație? Da. Ok. E pauză. Pauză, da. Poftă mare la toți! Водички хочеш? Сейчас дадим водички. Acum mănâncă copii, apoi maturii. Cine râs? Iată și maturii care vor să mănânce, dar noi mâncăm pe rând. Fetele s-au culcat. Vă zic noapte bună și pa-pa! Hai să vedem băiatul care doarme aici. Edic doarme. Deja vă zic la toți. Pa-pa, noapte bună! Noapte bună!